așteptăm pe Octavian să se alinieze. Sorin Haiul așteaptă. Tura de încălzire pentru Octavian și pentru Sorin. Octavian va încerca să stea cât mai aproape. Haiu va încerca să stea cât mai aproape. Până acum am mers foarte bine amândoi. Dragoș a avut, scuze, Octavian a avut ușoare greșeli, un pic de distanță pusă, asta duce la scorul de 7-3 pentru Sorin. Sorin nu trebuie decât să facă o cursă curată, are avantajul câștigării în primei runde. Nu este nevoie să forțeze. Asta înseamnă 10-0 pentru Sorin. Excelent! Aplauze pentru Sorin!